metanol și foarte vii în nepăsare. Când fac o driflă ei, acum doar uscături, nu tablouri, nu lei, astea doar caricaturi. În apartamentul sloi, doar icoana asta caldă. În Dâmpovița verde, indiferența veste scaldă. Pornind din curtea de apel până în curtea de conturi, în singura pierduți în egoism până din doar conturi. Intește prea departe, aproapele din noi. Lăcomia face progresul să se miște înapoi. Când v-am uscalea cu mesclas, ghetto urbaroc, doar ne doa prins viteză, în rest toate stau pe loc. Pe piniere de moluri, peste uzine de valizate. Viața nu instalată pe fotoliu realitate. Prin cartiere, pe strițe, orice fericire minte. Luxul n-are confort, în betoane îngrămădite. Și coi pe dinăuntru vrem buzunare pline. Locul sfinții spurcat de tot felul de doctrine. E mutilat moralul în București, turbat și rece. Nu-ți rezerve sufletești, cum să se vindece. București atractiv înseamnă în limbaj de specialitate utilizarea eficientă a terenurilor și a fondului construit. La asta se adaugă punerea în valoare a peisajului urban și a patrimoniului istoric. Ne aflăm lângă fosta gară Filaret, de unde a plecat primul tren din capitală către Giurgiu acum 150 de ani, cândva buricul târgului coasa stradă 11 iunie, ce reprezenta un punct de reper ca lipscaniul zilelor noastre. Întreaga zonă pare că are o patină a timpului greu de găsit prin alte locuri ale Bucureștiului. Era hala asta și n-am mai eu pe extins, am făcut funcțiuni laterale. Intrarea în spălător, aici garderoba. Asta e clădirea veche de 200 de metri pătrați. Și aici lângă e una imensă, de bagi un avion înăuntru. Uite, asta e hala noastră mică și asta e asta mare din stânga. Uite-te și asta are 200 de metri, are 3000. Ce mai sunt și altele? Mai avem unde. Aici ne depășește financiar ăsta aici. Aici ar fi trebuit să facă primăria o treabă deșteaptă. Îți dai seama că ar trebui să faci locuri de parcare, investiții multe milioane de euro. Îți cam rup gâtul. Fosta uzină Steaua Roșie de lângă Parcul Carol a fost înființată în 1877, iar ani la rândul au fost produse aici de la subansamble pentru poduri, echipamente militare și până la pompe de vid și echipamente pentru centrale nucleare. Uite, podul rulant, îl foloseau la fabrică. În ultimii ani, halele Carol s-au transformat într-un spațiu multifuncțional, neconvențional. Concertele din diferite zone muzicale, organizarea de expoziții de artă urbană, dar și alte evenimente au transformat dependința fostei fabrici într-un hotspot cultural al capitalei. Și noi în locul ăsta ne-am inspirat din alte orașe vechi europene, cum au reconvertit spații de genul ăsta. Am inventat noi roata. Dacă nu vedeam în alte părți, poate n-aveam curaj să ne băgăm într-un spațiu istoric. Sunt multe, uite, mai e vis-a-vis de parc, uzina electrică, dar sunt multe impedimente, cum spun, birocrație, proprietarii care cer sau vor și sunt, nu știu, firmă de stat, habar n-am. Sunt niște blocuri care s-au construit în apropiere, sunt mulți parametri pe care trebuie să-i îndeplinești. Uite, noi am avut noroc în locul ăsta, avem și vecini destul de departe și nu putem să ajungem că facem gălăgie. N-avem pe cine, ne ajută și parcul aproape, că uite, te uiți peste gar și vezi copaci înfloriți. Adică nu le găsești peste tot, nestemate de genul ăsta. Andrei Soșa este fondatorul grupului Expirat, o afacere mică pornită la începutul anilor 2000 pe plaja din Vama Veche. A pornit dintr-o joacă de copil, aveam 20 de ani când hai să facem ceva la Vama Veche și de atunci ne-am tot construit la povestea asta. În 2019, înainte de pandemie, Expirat, halele Carol, alături de celelalte restaurante deschise ulterior de Andrei și soția sa, au însemnat o cifră de afaceri de aproape 1,5 milioane de euro. Numele Expirat, devenit deja o emblemă pentru București, s-a mutat din centrul vechi în noul centru vechi.
din coasta parcului Carol. Ei, a fost foarte ofertant spațiu de aici. Aici s-au tot ținut evenimente ad hoc, dar noi l-am luat și l-am făcut super profi. După colectiv, toate normele ISO, am investit o grămadă de bătaie de cap și bani ca să îndeplinim toate măsurile, că până atunci nu se cereau și de atunci se cereau foarte brusc. Practic, cum zic eu câteodată, trebuia să iei bacul cu nota 10, înainte nu-ți cerea diploma de bac nicăieri, brusc. Și a fost o mare provocare în spațiul ăsta. Halele Carol înseamnă într-o zi bună aproape 1000 de oameni care vin aici să se relaxeze la terasă sau să se distreze la vreun concert. Un loc de genul ăsta îți dă o istorie în spate, îți dă o poveste, o clădire simplă de beton, de... nu știu, de birouri, nu, ce poți să faci în ea? Într-o clădire de cărăbidă veche de 100 de ani, poți să te joci mult cu conceptul. București era pe creștere, cu foarte mulți, numai centru vechi. Nu mai spun acum, vedem o grămadă de ucraineni care vin și la party, să zic așa, care nu sunt turiști, sunt în trecere. Viitorul în acest domeniu, din perspectiva lui Andrei Soșa, este incert, la capătul a aproape 2 ani de restricții sanitare, timp în care multe afaceri similare au pus lacătul. E al treilea weekend în care nu închidem la 10. Un club trebuie să funcționeze între 10 și 4-5 dimineața. Băi, e spre bine, na, am supraviețuit acum pandemie, deja oricum se simte. Tu când am fost la Istanbul, am spus, asta e capitala Bucureștiului. Amalgam, mașini, cu bune și cu rele, știi? Nu cred că e cazul să-i cerem Bucureștiului să fie frumos ca Viena, ca Budapesta. Din statisticile de consum cultural știm că bucureștenii se înghesuie în timpul liber nu doar la party-uri sau terase, ci și la teatre sau muzee. Numărul de vizitatori la muzee a înregistrat în ultimii 10 ani o creștere de 41%. Stabilirea unor zone majore de interes cultural și brandingul acestora ar fi următorul pas firesc. Spre exemplu, Bucureștiul ar trebui să aibă în 2050 o rețea de cartiere creative, precum și noi dotări urbane, cum ar fi zone de agrement sau, spre exemplu, stabilirea unui cartier cultural al muzeelor. Amenajarea a 6 cuburi teatrale, câte unul pe sector, care să adăpostească inclusiv proiecte de stagiatură, dar și rezidențe artistice, ar putea să crească atractivitatea capitalei. Toate acestea ar putea fi țesute de apele orașului, anume Dâmbovița și Colentina, cu salba de lacuri aferentă, începând cu Buftea și Chitila, trecând prin Herăstrău și Floreasca și terminând cu Plumbuita ori Pantelimon. De asemenea, amenajarea unor trasee culturale sau a unor străzi, rute sau piețe în care să fie încurajate mijloacele de deplasare nemotorizate, care să faciliteze legătura între zone de interes atât din cadrul zonei centrale, cât și între zona centrală și zonele periferice, reprezintă un deziderat pentru un București metropolă globală. Vanda Hutira este unul dintre cei mai importanți artiști vizuali din capitală. Ea are în palmares picturi murale care adună sute de metri pătrați prin diferite locuri ale orașului. Am surprins-o la cea mai recentă lucrare a sa pe șoseaua Ștefan cel Mare. Aici e vorba despre o asociație de proprietari și un proiect de branding, al cărui rezultat se poate traduce în creșterea atractivității zonei și, în cele din urmă, a orașului în sine. Și înainte de ăștia 30 de ani, arta murală era destul de prezentă. Chiar acum mă uitam prin cartiere, prin militari, foarte multe blocuri erau inițial prevăzute cu o lucrare monumentală pe cel puțin unul dintre calcane. Nu se mai prea vede pentru că au fost reabilitate termic și acoperite lucrările cu polistiren, dar erau mulți artiști din artiștilor plastici care erau contractați de la început și făceau, adică blocurile erau gândite cu acea compoziție pe calcane. Cum evitarea asta a griului, mai ales în cartierele rezidențiale, nu e ceva nou descoperit, e redescoperit, dacă vrei. Chiar dacă este vizibilă doar prin operele de artă răsfirate, comunitatea artiștilor vizuali care înfrumusețează colțuri din oraș cu spray-ul sau pensula este destul de mare în București. Eu m-am apucat, cred că cel mai de curând de asta. Dar comunitatea există, e destul de mare, sunt și oameni care fac, adică sunt toate variantele de street art, de la throw-up-uri, la tag-uri, la murale autorizate și foarte mari,
Chit că astea sunt probabil cele mai vizibile și lumea ar avea tendința să minimizeze celelalte forme de street art. Cu toate că arta murală pare să prolifereze în București, când vine vorba de înfrumusețarea unor clădiri gri ori ponosite, artiștii vizuali se lovesc de un paradox. El ține mai degrabă de tipul de zonă rezidențială. Arta se naște mai ușor atunci când sunt mai puțini proprietari spre unul singur, spre deosebire de asociațiile cu zeci de apartamente unde se ajunge mai greu la un consens, ori gusturile sunt împărțite. Totul se întâmplă într-un oraș care este surprinzător de ofertant la capitolul șevalete de zeci de metri pătrați. Că orice oraș urbanizat pe genunchi, în etape și fragmentat, are o groază de calcane care, normal, într-o evoluție firească și constantă a unui oraș, n-ar avea ce să caute, căci clădirile sunt construite după un buz foarte bine pus la punct. Dar Bucureștiul, pentru că a avut atât de multe etape, a fost semi-dărâmat, reconstruit, mutat, schimbat, întors pe toate părțile, e așa foarte fragmentat și fiecare fragment are câte un calcan. În funcție de loc, artiștii urbani se chin să obțină inclusiv autorizații de construcție pentru a picta un perete. Asta în timp ce alții scapă mai ușor, cu doar o autorizație pentru renovare de fațadă. Bucureștiul în sine e disipat, deci cumva mai degrabă lipsa de organizare overall a orașului se reflectă în arta urbană a orașului, ceea ce e cumva blessing and the curse. Că pe de parte e totul foarte punk și e și o libertate foarte mare, dar pentru acea libertate trebuie să treci printr-o junglă de decizii și de birocrații. Încet, încet se așează lucrurile și greu cu tot să facă mai multă lume, cu atât o să se creeze mai multe cărări, ca și cu sinapsele. Dincolo de aspectul clădirilor, mai mult sau mai puțin reconfortant, Bucureștiul are toate șansele ca în 2050 să fie un oraș unde peisajul urban și patrimoniul istoric reprezintă priorități. Picturile murale și reconversia clădirilor industriale, care ar putea fi considerate un detaliu mărunt în acest tablou, sunt o parte importantă dintr-un oraș atractiv, la fel ca rețeaua de cartiere creative sau cele 6 cuburi teatrale previzionate de specialiști în dezvoltare urbană. Tot la acest capitol este și introducerea faunei piscicole în salba de lacuri a capitalei pentru pescuitul sportiv sau crearea unor zone care să poată fi utilizate constant pentru diferite sporturi acvatice. Asta în contextul în care, potrivit INS, în luna septembrie anului trecut, în plină pandemie de COVID-19, numărul turiștilor care au venit în București a fost de aproape 250.000. Experții clasifică marile orașe în trei categorii: alfa, beta și gamma. Astăzi, Bucureștiul este un oraș beta plus. Ca să promoveze în Liga Mare, e nevoie de mult mai mult decât o bună conectivitate cu restul lumii. Dincolo de puterea economică, Bucureștiul trebuie să-și cultive influența politică și culturală. Astfel, o capitală alfa ar trebui să fie un nod principal în rețeaua economică globală. Evenimente majore de business, forumuri, summituri, competiții internaționale în domenii cât mai diverse, toate ar trebui să-și găsească loc cu ușurință în infrastructura unui oraș alfa. De asemenea, un București metropolă globală ar trebui să devină și un reper în regiune, atât în interior, cât și peste granițele țării. Reducerea poluării ori limitarea efectelor riscurilor în caz de calamitate sunt strâns legate de acest deziderat. Însă cheia de boltă în scenariul unui București alfa o reprezintă conservarea patrimoniului natural. Uite, dau un interviu acum pe cafe la mine. Știi de ce te-am sunat? Pentru instalația lui Graur de la voi mi-au venit 4 canoci de la Tulcea. Teodor Frolu este unul dintre arhitecții vizionari ai Bucureștiului. Cartea sa de vizită e reprezentată de clădirea fostei burse de mărfuri de lângă Piața de Flori. Într-o ruină, locul a devenit un magnet pentru industriile creative. Aici este ansamblul ăsta extraordinar cu
vechea vamă a Întrepozite. Asta e turnul de apă. În studiile istorice apare că ar fi fost implicat și Salini aici la partea de structură metalică, pentru că Întrepozitele sunt cu structură metalică, au acoperișul. Asta e vechea gară, deci în spate trăgeau trenurile. Se scotea marfa, se făcea vama, se duceau în depozite, stânga-dreapta, se tranzacționa de la bursă și o altă linie ferată în afara depozitelor prelua marfa care era distribuită în România. Însă, dincolo de reinventarea unor zone uitate, arhitectul Teodor Frolu vede în conservarea patrimoniului natural o componentă critică, fără de care un oraș nu poate fi durabil. În 2013, Asociația Ivan Pațaichin Mila 23, fondată de celebrul canotor român și Teodor Frolu, a organizat pentru prima dată în istorie plimbări gratuite cu ambarcațiunișoare pe râul Dâmbovița în preajma Bibliotecii Naționale. Adică ecoturism pe apă în inima capitalei, care în timp ar fi însemnat și un centru care promovează destinații naturale din jurul Bucureștiului. Deși cu priză la public, proiectul a fost omorât încet, dar sigur, de autoritățile sectorului 3. În 2018, asociația a rămas fără locul de pe malul Dâmboviței necesar organizării activității în jurul pontonului. N-au mers lucrurile acolo din cauza unui conflict de viziune. Primăria sectorului 3 a venit cu viziunea pe care o avem acum, și anume de a folosi 100% acea zonă pentru activități Horeca. Noi considerăm că se putea găsi o formulă mai echilibrată, adică încât să lăsăm un 70% spațiu verde și să folosim un 30% pentru funcțiuni. Proiectul mai există la această oră doar în arhivele satelitare, o mărturie care se vede chiar și de pe orbită a faptului că Dâmbovița are un potențial enorm. E nevoie de un plan integrat de refacerea Dâmboviței, trebuie o regândire integrală a relației orașului cu Dâmbovița. Nu trebuie să ne gândim doar la o spoială în stil românește, adică am vopsit gardul și am pus niște floricele. Cu o denivelare de aproape 11 metri între zona de intrare în capitală, de la lacul Mori și cea de ieșire de la Glina, reamenajarea Dâmboviței înseamnă și lucrări hidrotehnice. Mai ales că pe dedesubt, printr-o casetă de beton, este și principala magistrală de canalizare a orașului. Din pricina stâvilarelor, planurile de exploatare după alte modele europene sunt limitate. Dâmbovița nu poate să devină un canal navigabil, cum poate multă lume și imaginează, dar poate să devină pe tronsoane mult mai ușor accesibilă, chiar și pentru ambarcațiuni ușoare. Cât despre transformarea salbei de lacuri a râului Colentina în a doua coloană verde a capitalei, lucrurile sunt undeva la jumătatea drumului. Sistematizate cu eforturi financiare enorme în perioada interbelică din pricina exproprierii terenurilor de la mal, lacurile capitalei s-au trezit după 1989, din nou cu garduri care împiedică realizarea unor proiecte integrate. Este nevoie de o intervenție, în primul rând, de punere în legalitate a malurilor, pentru că sunt multe situații de extindere a unor terenuri private până în luciu de apă, ceea ce din punct de vedere legal nu era posibil. În alte țări, această recuperare de patrimoniu natural a început acum 20-30 de ani. Noi abia acum începem și destul de timid, dar e foarte important că s-a început. Cât privește reamenajarea râului Dâmbovița, la Prefectura Capitalei a avut loc recent o întâlnire pentru înființarea unui grup de lucru. Apele Române, Registrul Urbaniștilor din România, Inspectoratul în Construcții, Metrorex, Apa Nova, dar și Asociația Ivan Pațaichin s-au pus la aceeași masă. De fapt, aici stă cheia. Dâmbovița nu va putea fi refăcută dacă nu se pun la masă cel puțin 6-7 instituții importante din București, împreună cu un număr de câteva ONG-uri care au deja expertiză și pot să sprijine acest proces. Viziunea pentru 2050 a Dâmboviței este de a deveni dintr-o diametrală de trafic rutier specifică anilor 80,
într-o coloană vertebrală care să ajute Bucureștiul să facă față provocărilor încălzirii globale. Copiii vin și se joacă folosind ce găsesc în jur, crengile căzute. Pădurea în sine e un loc de joacă. Amintirile mele cel mai frumoase din copilărie sunt legate de lucruri de-astea. Pădurea Băneasa, alături de alte mici trupuri de păduri limitrofe, ridică potențialul unei rețele de arii naturale urbane. O viziune pentru un București durabil al anului 2050, care a început să fie implementată de ceva timp cu pași timizi. Ca potențial stăm foarte bine, chiar dacă Bucureștiul a pierdut foarte multe zone verzi și ar fi trebuit să aibă, din punctul meu de vedere, o centură verde de jur împrejurul lui. Avem aici pădurea Băneasa, care are 1300 de hectare, care ar merita să fie arie naturală protejată în folosul bucureștenilor, adică pădure cu scop social, nu pădure cu scop economic. Florin Stoican este președintele Asociației Parcul Natural Văcărești și unul dintre cei mai proactivi militanți pentru conservarea patrimoniului natural al capitalei. Dacă ne uităm la Parcul Natural Văcărești, care s-a creat în 5 ani de zile, cam atât a durat de când am început noi proiectul până când s-a concretizat prin hotărârea de guvern, și încă 5 ani de zile ca să ajungem ca parcul să aibă în sfârșit o administrație și să fie autoritățile implicate în administrarea lui, merge foarte greu. Lucrurile ar trebui cumva simplificate. Prin munca sa din ultimii 10 ani a reușit să convingă autoritățile că fauna și flora din fosta Albia lacului Văcărești trebuie păstrate pentru generațiile următoare. Noi avem o inițiativă prin care am pus în Parlament o lege, legea ariilor naturale urbane, care pe de o parte înlesnește acest proces de declarare a ariilor naturale urbane, pe de altă parte înlesnește și posibilitatea de administrare a lor de către autoritățile publice împreună cu factorii interesați. Tendința peste tot în lume ține de logica unor orașe care se deschid către natură din exterior. După ani întregi de strategii pentru conservarea patrimoniului natural, Praga a ajuns să aibă peste 80 de arii naturale protejate, iar Viena a reușit, datorită Dunării, care reprezintă un culoar verde în sine, să aibă peste 30% din suprafață arie protejată. E vorba de principalul scop de management. Cismigiu și celelalte parcuri urbane, spațiile verzi, scopul lor este recrearea și petrecerea timpului liber de către orășeni. În ariile naturale urbane și în parcurile naționale naturale, cum e Parcul Văcărești, Parc Natural, scopul principal e conservarea biodiversității. Iar scopurile următoare sunt educație, cercetare, petrecerea timpului liber, recreere. Adică sunt și celelalte, dar sunt secundare. Florin Stoican, alături de echipa sa, au conturat deja 5 propuneri noi și au început demersurile pentru implementare. Printre ele e și conservarea pădurii Băneasa, după ce partea statului a fost declarată pădure-parc. Asta înseamnă că exploatările sunt la nivel minim și că aceasta poate să treacă în administrarea autorităților locale. Astfel, poate fi începută o amenajare minimală, cu poteci de pământ, cel mult pietruite, fără bănci, cu trunchiuri căzute natural, mutate la răspântii pentru popasuri și fără iluminat. Cei care au pus mâna cumva pe terenurile astea forestiere din preajma Bucureștiului, se uită la ele din perspectiva de a scăpa de pădure ca să poată construi pe ele sau face alte investiții. Din cele peste 1300 de hectare ale pădurii Băneasa, doar 300 au mai rămas în proprietatea statului după împroprietăririle din anii tulburi ai tranziției. În prezent, cel puțin în partea de nord, în Tunari, exploatarea comercială și furturile de lemn sunt la cote alarmante. Bucureștiul poate juca un rol cheie în ceea ce privește promovarea patrimoniului natural național. Pentru că aici vin 60% din străinii care intră în România, pentru că aici sunt toate autoritățile publice, aici e mass media, aici e focusul României până la urmă. Și dacă reușim să ne facem, să-i zicem, un showroom în aer liber al naturii României, putem să atragem atenția asupra valorilor României, să găsim resurse să ni le conservăm și să găsim soluții să le valorificăm în folosul comunităților și vizitatorilor. Sunt speranțe foarte mari. În viziunea specialiștilor pentru un București durabil al anului 2050, se mai numără și punerea la punct a unui sistem cu ajutorul ANM și a altor entități din domeniul situațiilor de urgență, de coduri de avertizare și alertă adaptate extremelor termice și pluviometrice din mediul
mediul urban. La asta se mai adaugă și dezvoltarea unei rețele de monitorizare meteorologică mai deasă, amplasată în areale microclimatice specifice din diferite sectoare. Plus, cartografierea unor trasee pietonale umbrite pentru perioadele caniculare care să vină ca o mănușă pentru ariile naturale urbane ale Bucureștiului. Lipscaniul a fost și a rămas în continuare simbolul multiculturalismului din capitală. De la vechii negustori care aduceau mărfuri din Leipzig și care au dat astfel numele principalei străzi din centrul vechi, buricul târgului încă nu și-a încheiat evoluția, spun specialiștii. Felul în care zona centrală va arăta în 2050 va depinde de noi consumatori de urban, iar printre ei se vor regăsi și o sumedenie de lucrători migranți și expați. Ei vor aduce un plus de diversitate culturală și vor face din oraș unul mai dinamic, mai efervescent. Bucureștiul ca metropolă globală anului 2050 trebuie să fie și un oraș inclusiv. Adică politicile publice și strategiile autorităților trebuie să promoveze, ori să pună bazele incluziunii sociale, ori să asigure accesul nediscriminatoriu la infrastructură și servicii publice pentru orice locuitor al său, fie că e străin, fie că e născut și crescut aici. Ca notă distinctă a unei capitale prinsă între Orient și Occident, Bucureștiul numărea la recensământul din 2011 numai puțin de 47 de zone urbane marginalizate. În total, aproape 15.000 de oameni, cam cât un orășel de provincie, care trăiau în sărăcie lucie, de multe ori fără electricitate sau apă curentă, în zone centrale sau chiar ultracentrale. În 2020, experții Băncii Mondiale au mers pe teren și au stabilit în total 87 de locuri care întrunesc criteriile sociologice pentru a fi declarate zone urbane marginalizate. În foarte multe cazuri este vorba despre un paradox flagrant. Majoritatea zoomurilor se află în continuare în cartiere unde chiriile ori prețul imobiliarelor poate atinge mii sau milioane de euro. Pe strada Vulturilor, numărul 50, la o aruncătură de băți de Piața Unirii și Piața Alba Iulia, a avut loc una dintre cele mai ample acțiuni de evacuare forțată recentă din București. Zeci de persoane care locuiau în mai multe case dintr-un gang de la această adresă au fost scoase în stradă de forțele de ordine în septembrie 2014. Cam este mai mult 100 de acolo. De la evacuare la alta, se mută dintr-o casă în alta. Ei și știu că erau aici persoane evacuate de pe Buzești. Cele 25 de familii locuiau aici de mai bine de 30 de ani, după ce au primit repartiții înainte, dar și după anii 90, de la întreprinderile la care lucrau. Cele mai multe persoane erau integrate social, ca îngrijitori la grădinițe, taximetriști, ori chiar asistenți sociali. După retrocedare, clădirile vechi au fost dărmate, iar un teren viran, plin de pălării, le-a luat locul. Înainte de orice trebuie să oferi niște variante care să fie acceptate, mergi pe mai multe variante, înainte de evacuare, astfel încât familia să plece voluntar spre un loc, o locuință pe care să o considere acceptabilă. Irina Zamfirescu este activist și doctor în sociologie. În teza sa, locuirea socială în București a analizat modul în care autoritățile publice din capitală au gestionat în ultimii 30 de ani problema locuirii pentru persoanele defavorizate social, care nu își pot permite costul unei chirii pe piața liberă și care ajung astfel în situații limită de evacuare. Pentru ei, asta este o chestiune simptomatică la nivelul Bucureștiului. În loc să ai asistența socială concentrată pe menținerea copilului în familie, pe susținerea familiei, astfel încât copilul să nu repete
istoricul de vulnerabilitate al familiei. Să vedeți că principala lor preocupare este să nu-i vadă autoritatea publică. Aceeași situație ca pe vulturilor 50 este și în zona Izvor, lângă Palatul Parlamentului. Aici, în teorie, e vorba de regenerare urbană. Casa HD-ul, o bijuterie arhitectonică, a fost prinsă într-un hățiș birocratic după 1989, care a dus, paradoxal, până la exproprierea proprietarilor care au revendicat și primit înapoi imobilul. Până de curând, casa a fost adăpost pentru mai multe familii nevoiașe. Acum este flancată de un gard înalt și de un panou, de pe care aflăm că autoritățile au emis în 2019 o autorizație de desființare, care a expirat de aproape un an. Asta după ce fusese prelungită anterior. Ce ar trebui să se întâmple din punctul nostru de vedere, înainte de orice, este dezvoltarea stocului de locuințe sociale. În momentul de față, fondul AFI, de la Primăria Municipiului București, are proprietăți. Mare parte dintre ele ar trebui, din punctul nostru de vedere, să intre, de exemplu, în acest circuit de locuințe sociale. Deși stagnat la această oră, fenomenul evacuărilor și demolărilor clădirilor vechi din zone centrale și ultracentrale din ultimii 30 de ani poartă numele de gentrificare. Cu toate că termenul a fost inventat în 1964, în limba română el încă nu există oficial. Această presiune venită dinspre faptul că suntem în comunitatea europeană, cumva măcar împinge un milimetru lucrurile, măcar aduce pe agenda publică ideea de locuire socială. Și asta. Bună ziua! De la Glovo sunt. Am ajuns, cred, dar nu am găsit 61. Am găsit, sunt în fața exact 67. Care, unde mai... Este bine, la 67A. La 67A, sunt în fața, exact. Da, da. Da. Este bine, cobor imediat. Mulțumim mult. Gata. Dar am stat mult în comandile astea. În calculația să fie o zi bun, trebuie să faci în 5 ore, trebuie să faci 150 de lei. Un oraș inclusiv înseamnă mai ales șanse egale pentru toți. Potrivit specialiștilor de la Banca Mondială, Bucureștiul atrage 34% din totalul imigranților înregistrați la nivel național. Asta pentru că și în trecut a fost un oraș divers, care avea comunități evreiești, grecești sau italienești, care dădeau un parfum unic micului Paris. O secundă, te rog să pună puțin, că muzica e ușor. Să concentreze mai bine. Eu să schimb casa acum pentru că e patronul la caldera mea și nu-mi place muzica. Bonjour. Așa, se pa, timpul pasă așa, timpul drum așa, înțeles? Poți să, timpul... Nu se fă, uita, nu simțiți timpul când așa vorbești cu, da, bună, ce faci? Poți să spun numărul, poți să iau Facebook, poți... După nu faci nimic pentru e Ramadan. Qu'est-ce que je sais pas faire de mal? Mes couilles et ma tête de nul sont bons qu'à faire du tintamar. Premier virage, ils se prennent le mur. Les petits voudront de ramollir. À trop vouloir faire le... Saïd are 30 de ani. Acum 9 ani a călcat pentru prima dată în București. A terminat Universitatea de Educație Fizică și Sport în 2016 cu specializare în fotbal și s-a întors acasă în Tunisia pentru o perioadă scurtă de timp, acolo unde familia sa are afaceri în domeniul confecțiilor. A fost antrenor pentru copii sub 15 ani timp de 2 ani, dar a revenit în București din pricina unor probleme legate de echivalarea studiilor. Eu am avut bani să iau mașina când am venit aici. Am avut choice între BMW-ul sau Golf, înțeles? Am prins asta pentru că eu mi-mi place. Dacă cineva te vede cu BMW-ul, e o mașină normală, înseamnă, e la fel, e 6.000 de euro sau 5.000 de euro cum le e Golf 6. Vin cu BMW, frate, e mașina normală, ține comanda ta și mersi, pa! De dimineață până seara, câteva zile pe săptămână, Said este numai pe drumuri. Farmecul Bucureștiului i-a picat mănușă peste meseria de curier.
după 10 ore zilnic petrecute în trafic, a ajuns să înțeleagă tipologiile umane și zonele specifice ale orașului, la fel de bine ca un bucureștean jet by jet. Oraș se dezvoltă mult. Se dezvoltă mult și e bine. Și am văzut. Și e cu tehnologie, cu tot. România, acum, e foarte bun, dar lumea e la fel. Am rasismul, mult rasism. N-am nicio problemă cu nimeni, înțeles? Dar el, când te duci acolo și era, nu e român, e arabu, inșallah, mașallah, înțeles? Prin ochii lui Said, Bucureștiul ultimilor ani s-a transformat dezechilibrat. Iar diferențele dintre zonele orașului le vede cel mai bine de la volanul mașinii sale și din ușă în ușă. Asta în timp ce politicile publice care ar trebui să echilibreze situația par să bată pasul pe loc, într-un oraș care, vrând nevrând, depinde de sute de ani de străini. Pentru străini trebuie să faci multe opțiuni pentru străini. Pentru că străinii ai potențialul. Birocrație, asta pentru străini. Eu sunt străin, nu pot să zic cum e. El zic, tu ești aici să faci ce vrei eu, înțeles? Nu-mi place. Nu e că faci o dată, două dată, trei dată, după nu mai am chef să faci un proiect, înțeles? În traducere liberă, birocrația omoară orice inițiativă a imigranților. Said, spre exemplu, vrea să îi ajute pe cei ca el care aleg să vină în București și vor să lucreze ori ca șofer în domeniul ride-sharing, ori ca și curieri. Adică un fel de centru de recrutare care să fie ca un tampon între nevoile imigranților și legile și obiceiurile funcționarilor din România. O idee, de ce nu, demnă de un București al anului 2050. În fiecare țară e ceva care lumea se concentrează despre, înțeles? Nu știu, cultura, sportul, internetul, înțeles? Trebuie să iau un drum, unde mergem, cum avem, ce avem aici. Eu cred că în 2050 să fie un capital din cel mai bun. Și acum e un capital. De exemplu, dacă eu cineva mă întreba unde vrei să mă duc să faci party o săptămână, eu mă zic direct, vin la București. Cum ar arăta Bucureștiul ca mare centru financiar? E o întrebare poate cu prea multe răspunsuri, însă cel mai plauzibil dintre acestea ține de înființarea unui consiliu consultativ, adică o masă rotundă la care se pun toți actorii relevanți, poate chiar în fostul palat al Ministerului Lucrărilor Publice, care astăzi adăpostește Primăria Municipiului București. Dincolo de primari și autorități care se ocupă de serviciile publice, de la transport până la salubrizare, iluminat ori alimentare cu apă, Consiliul Consultativ ar trebui să fie unul inclusiv. Să adune, de ce nu, de la reprezentanții ai curierilor până la șefii multinaționalelor cu mii de angajați. Un soi de sfat al înțelepților, un pansament peste nevoile curente, un îndreptar pentru ideile de dezvoltare ale orașului. Regiunea București-Ilfov atrage peste 61% din investițiile străine, iar capitala încă nu are un centru expozițional metropolitan la standarde globale. Dincolo de construirea unuia nou în zona aeroportului Otopeni, ori în zona orașului Măgurele, modernizarea și dezvoltarea zonei Romexpo pentru a adăposti evenimente de anvergură ar reprezenta o soluție la îndemână pentru nevoile unui oraș inovativ. Vă rog să priviți spectacolul afirmării jurnalistice perioada post-decembrist. Behind the scenes. În 2012, în București, la Biblioteca Națională, avea loc cel mai important festival dedicat tehnologiei și transformării digitale din Europa de Est.
Sub egida Capitala Internetului, evenimentul a strâns pentru prima dată la București reprezentanții unor giganți IT, precum Microsoft, Google, Skype sau Yahoo. Sistemul tech antreprenorial din București și facilitățile oferite de municipalitate sau alte lucruri de acest tip sunt aproape zero din păcate. Noi nu avem, de exemplu, nici măcar un loc în care să putem să derulăm un eveniment tech cu adevărat de amploare. Dragoș Stanca este antreprenor în domeniul digital și are un palmares considerabil. Evenimentele organizate de el de-a lungul vremii au strâns 10.000 de oameni și au pus Bucureștiul pe harta lumii. The best version of you. Ar trebui să existe, după părerea mea, multe, multe astfel de inițiative, nu doar una, două, trei câte numărăm acum pe degete. Acestea, una, două, trei care reușesc să mai scoată capul, fiind tot timpul cu gândul că poate vom pleca din România, de fapt. Dincolo de lipsa unei infrastructuri care să țină pasul cu vremurile, Bucureștiul duce lipsă și de politici publice în acest sens. Asta spre deosebire de alte capitale, unde antreprenorii care organizează festivaluri mari de tehnologie sunt invitați și plătiți să se mute acolo cu evenimentele lor. Încă mult de lucru în depolitizarea deciziilor. Se știe, din păcate, că foarte multe decizii se iau pe baza unor simpatii sau antipatii de natură politică, adică pe românești trebuie să pupi inelul sau mai nou epoleții cui trebuie ca să poți să ai acces la anumite facilități sau la anumite contracte. Mai avem de lucru la aceste capitole, dar speranța moare la sfârșit. Festivalurile de tehnologie și inovație sunt de fapt vârful icebergului. Ce nu se vede e interesul major pentru domeniu și efervescența unei întregi industrii care contribuie din greu la produsul intern brut al zonei. Primăria orașului Viena are un program foarte interesant pentru startup-urile din tehnologie, prin care oferă diverse facilități și chiar chestiuni de genul chirie gratis sau scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale și alte lucruri de acest tip. În teorie, un oraș inovativ ar trebui să aibă o politică dedicată festivalurilor de tehnologie în condițiile în care acestea reprezintă cel mai la îndemână mod pentru stimularea mediului de inovație. Asta pe lângă competițiile dedicate startup-urilor sau premiile pentru inițiativele antreprenoriale originale, care ulterior se pot transforma în stâlpi ai unui centru financiar global. E destul de greu să accesezi direct antreprenori de succes sau startup-uri sau investitori sau angel investors din piețe foarte dezvoltate. Ei sunt atrași de astfel de evenimente. Deci partea de knowledge și partea de networking dau naștere unor noi ecosisteme. Poza la minut în București antreprenorial e ca poza României în general. Orașul se mișcă, lucrurile se întâmplă, însă viteza cu care se întâmplă lucrurile și coerența cu care se fac progrese este mult, mult sub ce așteaptă orice antreprenor și mai ales în zona de tehnologie. La capitolul resursa umană, Bucureștiul este pe linia de plutire, cu toate că există semnale potrivit cărora migrația s-a accentuat în timpul pandemiei. Din nou, un lucru paradoxal, pentru că raportul nivel de trai venituri în capitală este în continuare net superior multor altor orașe europene. Avem în continuare, din fericire, destul de mulți tineri foarte talentați și care fac self-education, care reușesc, grație facilităților tehnologice actuale, să devină foarte competitivi în domeniile lor. Din păcate nu ies competitiv din școală, însă e o altă problemă. Dacă lucrurile continuă așa cum se mișcă acum, Bucureștiul va fi în mod evident mult mai departe decât e acum, dar nu va fi atât de departe pe cât ar putea fi. De fapt, aici este principala nemulțumire sau neîmplinire, dacă vrei, acest sindrom al hamsterului care aleargă în roate. Da, înaintezi oarecum, dar nu cu viteza care vezi că înaintează alți antreprenori și alte business-uri similare din alte țări. Hai să traversăm, să vedem acolo. Uite-o, uite-o. Comerțul stimulează producțiunea. Uite și acolo, voilà. Comerțul suplimentă națiunii. Școala Superioară Comercială Nicolae Crețulescu a fost înființată în 1864, cu aproape 50 de ani înaintea Academiei de Studii Economice.
Astăzi, instituția este mărturia vie a motivului principal pentru care Bucureștiul a devenit primul oraș al țării. Vechii negustori și drumurile comerciale care se intersectau aici sunt elementele esențiale, însă fără dascăl și școli, Bucureștiul ar fi bătut pasul pe loc. Cam în jumătate de oraș. Și pe WhatsApp, pe ceva, în flori, nu mă pare rău că mă deranjez, dar trebuia să-mi spui că ești în oră, că mă și enervez, accept. Bine, deci asta e, sau română, mulțumesc. Abandon școlar. Marian Staș este expert în educație și conduce unul dintre cele mai inovative ONG-uri din această zonă, care militează pentru transformarea sistemului școlar din România. Liderii Mileniului 3 este un program desfășurat cu acordul Ministerului Educației în parteneriat cu British Council. În ultimii 14 ani, 200 de școli și licee și aproximativ 12.000 de tineri au aderat la o serie de principii precum integritatea, onestitatea și implicarea civică. Semințele există, premisele există. În momentul de față, dacă vorbim de București, o singură unitate școlară, Colegiul Național Gheorghe Lazar, a pășit pragul dinspre centralizare comunistă către subsidiaritate europeană asumată de școală, punând în fapt curriculum la decizia școlii și curriculum la decizia elevilor din oferta școlii. Actualul sistem educațional pare să fie în contradicție cu previziunile experților pentru anul 2050. Viitorul ține de implementarea unui program de promovare a învățământului STEM, începând cu nivelul gimnazial, adică Science, Technology, Engineering și Mathematics, nu ca materii distincte, ci combinate și bazate pe aplicații din lumea reală. Recent, în ecuație au fost adăugate și artele, despre care specialiștii spun că au capacitatea de a extinde limitele. STEM și nu numai, multe altele, pentru că aici vorbesc de o plajă largă de componente care să transforme radical din temelii sistemul public al educației și în măsura în care lucrurile scrise vor deveni formă cu fond și nu vor rămâne formă fără fond, adică doar lucruri scrise, cred că aspectele care țin de viziunea 2050 a Bucureștilor au sens. Un sistem de tip STEM într-un oraș inovativ ar propulsa inclusiv domeniul cercetării, care se află în prezent în topul dorințelor absolvenților de studii superioare. Cât privește nucleul populației active din 2050, adică liceenii de astăzi, aceștia pun pe primul loc oportunitățile de educație. Administrația publică și instituțiile bucureștene și nu numai, vor avea o mare presiune și vor avea o problemă foarte frumoasă și consistentă legată de capacitatea lor de a atrage și de a reține generațiile aici, în această zonă, pentru că în momentul de față oamenii ăștia sunt extrem de laxi. Merg și lucrează unde vor ei, rapid. Iau un bilet și dau o fugă până la Luxemburg. Mă duc un pic în Africa de Sud, mă duc la plajă și am acolo un click distanță și fac ce am de făcut. Transformarea digitală a Bucureștiului, care să stea la temelia unui oraș inovativ, reprezintă așadar un cumul de ingrediente. O educație a viitorului plus un mediu antreprenorial entuziast, care deja există, pot să garanteze un succes sigur la examenul din 2050 al capitalei. Eu m-aș bucura ca Bucureștii să reprezinte un exemplu, adică să seteze trendul. Sigur că întotdeauna old habits die hard. E nevoie de timp, inerție. Dincolo de crearea unui consiliu consultativ pentru dezvoltare economică din mediul privat, care să sprijine administrația publică în relația cu investitorii și antreprenorii, respectiv în designul de programe dedicate acestora, mai există câteva borne pe care Bucureștiul are toate șansele să le atingă. În analiza specialiștilor de la Banca Mondială, ar mai exista și alte resurse specifice existente care pot fi valorificate. Tradiția în domeniul producției cinematografice sau existența unui capital uman dezvoltat în sectorul IT se pot suprapune peste un pol regional sau, de ce nu global, al unei industrii cultural-creative.
Transportul Downs Thompson. Pentru specialiștii în transporturi este un fel de axiomă care nu mai cere niciun fel de demonstrație. Viteza medie de deplasare a mașinilor noastre este determinată direct de durata medie a deplasării cu transportul public pe rute similare. Acest paradox, demonstrat de mai bine de 60 de ani, mai înseamnă că investițiile în lărgirea drumurilor, în pasaje, podurilor, parcări, nu numai că sunt ineficiente, ci pot duce la agravarea congestiei rutiere și la o cerere mai mică pentru transportul public. Investițiile în confortul călătorilor scad automat, la fel frecvența autobuzelor ori tramvaielor, iar prețul biletului trebuie să crească pentru a acoperi minimul de costuri, îndepărtând astfel și mai mult locuitorii de mijloacele de transport în comun. Sună cunoscut, nu? În sfârșit, măcar au eliminat parcarea de pe trotuar, ceea ce e un prim pas. Dar aici, strada asta, ar trebui să fie pietonală sau share space, în orice caz, pentru că nu ai de ce să faci parcare între două universități în centrul orașului. Este un spațiu pe care trec mii de pietoni zilnic, studenți și nestudenți. Ar trebui să fie un spațiu pentru ei, pietoni și să fie păcăcei. Singura schimbare pe care au reușit să o facă este că au eliminat câteva locuri de parcare aici la intrare și au făcut parcări pentru biciclete. Și după cum vedeți, studenții chiar vin cu bicicleta. Și ca să vă spun sincer, și eu am venit cu bicicleta de câteva ori la facultate. Mihaela Negulescu este doctor în mobilitate urbană. În calitate de conferențiar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București, pune umărul la formarea generațiilor viitoare de urbaniști. Cunoaște în detaliu politicile publice în domeniul mobilității, atât de la noi, cât și din alte țări. Noi, în loc să ne uităm la modelele actuale din toată Europa, sunt modele caduce în momentul de față astfel de erori. Mari infrastructuri rutiere din zonele construite sunt demolate pe sume enorme. Noi le facem acum. Facem pasaje supraterane prin fața blocurilor, facem podul Ciurel ca să fluidizăm traficul de pe autostrada 1 către autostrada 2 și invers pe chiul Dâmbovitei prin zona centrală istorică, o greșeală imensă și iată că e un proiect care s-a făcut acum, după o idee de acum 30 de ani. Orașele sunt pentru oameni, nu pentru mașini. Este o sintagmă pe care o auzim tot mai des și care e deja pusă în practică în Occident de ani de zile. Pasajele și autostrăzile urbane construite în anii 50-60 ca soluție la ambuteiajele din orele de vârf sunt înlocuite cu alei, piste de biciclete și facilități pentru pietoni. Bucureștiul însă abia a început să facă pași timizi în această direcție prin închiderea traficului rutier pe anumite artere în perioada weekendului. Oamenii încep să vrea această schimbare, încep să o ceară și să accepte mai ușor dezavantajele pe care le creează pietonizările și schimbările de caracter ale unor artere. Este bine, așa se începe cu schimbarea de mentalitate, cu mici demonstrații. Schimbarea de mentalitate este condiționată de o zestre considerabilă a Bucureștiului ultimilor ani. Potrivit Institutului Național de Statistică, la 1 iulie 2020, în București erau înmatriculate peste 1,2 milioane de mașini la o populație rezidentă de 1,8 milioane de oameni. Punând în ecuație și zona metropolitană cu al său județ Ilfov, rezultă 0,5 mașini per cap de locuitor. Faptul că oamenii și-au cumpărat un parc de vehicule enorm și au considerat normal să-l parcheze în spațiu public a fost o mare greșeală. Nici acum nu se conștientizează faptul că nu ai de ce să ții mașina privată într-un spațiu public. Eu spun la curs că pe principiul acesta, eu dacă n-am mașină, am același drept ca și vecinul meu, eventual să-mi scot o canapea și două fotolii pe cei 12,5 metri pătrați de spațiu public, nu? Pe lângă facilitățile pentru pietoni, o altă componentă critică pentru un oraș aerisit ține de domeniul feroviar. Poate cele mai bune proiecte sunt cele de extindere a liniilor de metrou, pentru că este o alternativă foarte bună pentru deplasările pe distanță lungă. Avem poluare din cauza traficului, o calitate scăzută a locuirii. Asta este realitatea și s-a făcut foarte puțin în cei 30 de ani. Asta și din cauza că, trebuie să recunoaștem, nu a existat o expertiză pentru gestionarea corectă a mobilității. Totul s-a făcut prin inginerie de trafic, orientată către fluidizarea traficului, nu către schimbarea comportamentului de mobilitate, schimbarea structurii modale a deplasărilor.
Proiectul Fanion al unui București în care mobilitatea înseamnă mai mult decât mașina personală este Eurogara de Nord. După model occidental, actuala Gara de Nord, inaugurată acum 150 de ani, ar trebui să devină un terminal multimodal. Asta ar permite trenurilor de mare viteză să lege Bucureștiul de marile orașe ale țării și de capitalele și marile orașe ale țărilor învecinate. Sau terminalul ar putea deveni un capăt de linie perfect sincronizat cu nevoile de transport ale cetățenilor care locuiesc fie în capitală, fie în zona metropolitană, fie în județele limitrofe, la 10 de kilometri de locul de muncă. Dincolo de trenurile urbane și metropolitane care s-ar conecta cu cele internaționale în Eurogara de Nord, specialiștii văd și o regândire a întregii zone. Spre exemplu, după modelul occidental, parcul din fața Ministerului Transporturilor ar trebui integrat cu stația, iar în proximitate ar trebui create facilități comerciale care să deservească nevoile călătorilor care își așteaptă legătura. Toate gările importante din capitale au suferit transformări în sensul că s-au transformat în niște, nu numai în niște poli intermodali foarte bine organizați, ci și în niște zone urbane, poli urbani foarte special. Dacă n-ai experți, n-ai cu cine să schimbi. Asta este marea problemă. Unii sunt optimiști, alții sunt mai puțin optimiști. Noi ne străduim să creăm acest nou tip de expertiză ca să scăpăm de aceste modele greșite în care investim bani. Le învățăm modelele noi de gândire, soluții noi și cu cât ei vor fi mai mulți și vor intra în practică, fie în administrație, fie în planificare, fie în cercetare, cu atâta vor reuși să schimbe și la noi mentalitatea și practica. Și cred că am început să avem câțiva care deja sunt, să zicem, intrați în anumite zone unde pot să schimbe lucrurile și sperăm că în 2050 vor fi mai mulți. Cel care a venit e 79-40 și cel care plate e 79-39. A trebuit să numească S1 amândouă. Ideea ar fi că acolo, în loc de R79-39, să apară S1. Atunci o să știm că am făcut treaba. Celestin Drăgănescu lucrează în domeniul transporturilor de 15 ani. Este doctorand în sisteme inteligente de transport la Universitatea Politehnică din București, iar în 2014 a fondat unul dintre cele mai importante ONG-uri de profil din capitală, Asociația Metrou Ușor. În prezent este consilier în Primăria Generală pe probleme de transport și mobilitate și membru în Comisia Permanentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. Din această ultimă poziție a reușit să implementeze integrarea tarifară a transportului în comun din capitală. Autobuze, troleibuze, tramvaie, metrouri și trenuri către aeroportul Otopeni. Dată fiind istoria orașului și anume că metroul este în administrarea Ministerului Transportului, operatorul de suprafață STB este la primăria capitalei, ceilalți operatori la primăriile din Ilfov. Lucrurile nu erau foarte simple pentru noi și știm cu toții cât de mult ne-am dorit un transport integrat. Oferta tarifară nu era adaptată, în sensul în care nu era încurajat să cumpere, de exemplu, abonamentul de o zi, de 24 de ore, care acum este 8 lei. Asta înseamnă că dacă deja ai făcut 3 călătorii, merită foarte mult să iei abonamentul de o zi. Nu doar biletul unic reprezintă unul dintre secretele creșterii atractivității transportului în comun, ci și cultivarea beneficiilor date de infrastructura de internet rapid a unei capitale dintr-o țară aflată pe locul 6 la nivel mondial în acest domeniu. Orarele noi au actualizate și nu se actualizau permanent. De exemplu, noi acum ceva timp am unit linia 343 cu 231. Asta nu e actualizată, noi nu aveam dreptul de proprietate asupra ta, acum îl avem. Și dacă mergem în Hindeni, așa, apare linia 343 care e actualizată acum. Și pe unde mergem. Orarele la fel sunt exact orarele care pleacă de la ATPB. Chestia asta nu e. Liniile regionale, metropolitane nu e. Pe Google Maps, tot anul acesta, au fost integrate orarele cu timpii de ajungere în stație de la toți operatorii de transport public din capitală și zona metropolitană. Iar acum, gestionarea lor se face printr-un server central. Pasul următor, Google Maps Real Time, va fi implementat în următoarele luni. Munca a însemnat să cunoaștem sistemul care reprezintă Google Maps, care se bazează pe fișiere tip GTFS, care sunt fișiere standardizate și foarte, foarte răspândite în vestul Europei. Afișarea datelor pe Google Maps înseamnă pentru călător că el nu trebuie să simtă procesul de planificare al transportului sau să fie cât mai simplu pentru el.
Nimeni, în principiu, nu mai vrea încă o aplicație în plus pe telefon. Atât pe Google Maps, cât și în teren, cel puțin în cazul trenului către Otopeni, care nu depinde de semafoare sau intersecții libere, timpii de plecare și ajungere în stație sunt respectați chiar și fără Google Maps Real Time. Aproape 20 de minute durează drumul dintre cele două porțele capitalei, la jumătate față de cât s-ar face la o oră de vârf, spre exemplu. Nu putem vorbi de o rețea de tip S-Bahn, ca în Germania, pentru că rețelele de tip S-Bahn în Germania sunt concepute gândite din anii 60-70. Oamenii de acolo au fost învățați cu transport rapid încă de atunci. Dar avem un mare noroc cu această singură linie, putem să-i spunem S1, de la gara de nord la aeroport, care are toate criteriile pentru a fi denumit parte dintr-o rețea de S-Bahn. Și anume, este predictibilă, vine odată la 40 de minute. Sperăm să ajungem, având în vedere că e foarte solicitată, sperăm ca Ministerul Transporturilor și operatorii feroviari să poată reuși să duc această linie la 30 de minute ca și cadență. În viziunea specialiștilor de la Banca Mondială, revitalizarea sistemului feroviar al capitalei este un domeniu prioritar pentru un București al anului 2050 cu adevărat conectat. Extinderea liniilor de tramvai, park and ride-uri sau stații de transport public regional construite în zone cheie, ori o strategie de logistică a municipalității pentru eficientizarea sistemului de alimentare a capitalei, reprezintă pași intermediari. Printre aceștia se mai numără decalarea intervalului orar pentru mari generatori de trafic după model londonez, în anumite zone de birouri cum ar fi Pipera, sau în quartale care adună mai multe unități de învățământ și instituții publice la un loc. La acestea se mai adaugă amenajarea de parcări sigure pentru biciclete în gări și la capetele liniilor de metrou și, de ce nu, în curțile liceelor.